Am revenit în platou și încep să citesc distincțiile. În primul rând, Cupa Maramureșului 2010, campion balcanic 2009, campionul Bulgariei 2010, mai avem locul întâi la campionatul mondial de dresaj Olanda 2010, campionul României 2010-2011-2012, campion Cupa Mureș, campion dresaj câini polițiști și campionul României în 2012, am spus. Să-i spunem bună dimineața lui Viorel Scânte, dresor canin. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Sunt convinsă că nu le-am spus pe toate, din păcate. O mică parte, da. O mică parte am spus. Cum este să câștigi atât de multe medalii într-un domeniu care presupun că este înainte de toate o pasiune? Într-adevăr, este o mare pasiune, este un lucru pe care îl fac cu mare plăcere, însă ceea ce trebuie să știm este că aceste animale nu se educă, nu se antrenează singure, se antrenează cu mult efort și, în primul rând, un câine se antrenează, se educă cu mintea și nu cu mușchii. E important de știut, da? Pentru toți posesorii de animale. Cum se numesc invitații noștri de astăzi? Da, invitații noștri de astăzi se numesc Bibi, este cățelușa care din păcate anul ăsta a avut un accident și a trebuit să o operăm la picior, iar celălalt se numește Fritz. Dacă îi strig pe nume, presupun că îmi răspund tare, nu? Da, putem încerca. Fritz? La tre! Taci! Bună dimineața, vă spune noi! Într-adevăr, fetița... Sluși! Așteaptă. Sper că nu îi lăsăm așa. Ba, îi lăsăm și așa, nu este niciun fel de problemă, nu? Probabil puteți observa cu toții că fetița are doar 3 picioare. Da. S-a întâmplat acest accident, dar înțeleg că nu este o problemă foarte mare pentru ea. Nu, este în continuare campioană, nu? Din păcate, după acest accident am încetat participarea la competițiile de dresaj, pentru că competițiile la care noi participăm sunt competiții de înalt nivel, care presupun anumite calități fizice ale animalului, dar continuăm antrenamentele pur și simplu ca distracție, ca plăcere pentru animal. Pentru că este obișnuită, nu? Absolut, să se antreneze. Absolut. Citesc pe net și probabil toți posesorii de câini în mod special citesc informația așa. Cum să dresezi câinele în 6 pași, în 15 zile? Este posibil așa ceva? Atenție, e foarte important de știut că dresajul unui câine nu înseamnă o lună sau 6 zile, sau dresajul unui câine înseamnă ani de zile. Acum e foarte important ce înțelegem fiecare prin noțiunea de dresaj. Dacă pentru un posesor de câine dresaj înseamnă să meargă frumos în lese și să facă un șez, atunci și eu sunt satisfăcut, da? Însă pentru mine dresaj înseamnă cu totul altceva. Înseamnă niște probe de pază și protecție, înseamnă control, înseamnă o disciplină dusă la un nivel superior. Noțiunea de dresaj depinde de la o persoană la alta, iar un câine nu se dresează sub nicio formă în 6 ședințe sau în 6 zile. Presupun că un om fără să aibă cursuri de dresaj, da, nu poate să-și dreseze câinele singur. Depinde de individ. Dacă este un timp ambițios și consecvent, de multe ori să știți că funcționează. Atâta timp cât și câinele respectiv are anumite calități genetice. Pentru că, atenție, nu pot educa orice câine. Care sunt cele mai inteligente rase sau care prind cel mai rapid dresajul? În mod normal, ciobănescul german, ciobănescul belgian sunt rase cu preponderență folosite la dresaj, pentru că au anumite calități native. Însă, întotdeauna îmi place să vorbesc despre un individ atunci când vorbim de dresaj, de calitățile individului. Deci avem doi indivizi aici. Avem doi indivizi, da. Care de-abia așteaptă, cred, să ne facă o demonstrație. Da. Până să încheiem emisiunea în demonstrația frumoasă pe care ne-ați pregătit-o, demonstrațiile probabil, vreau să te mai întreb câteva lucruri. Am văzut mai devreme imagini de la competițiile naționale, internaționale. Da. Cu câți câini ai participat acolo? Cu câți indivizi? Normal, participarea la un concurs internațional presupune o echipă canină, om câine și atât. Nu ai dreptul să participi cu mai mult de un câine într-o competiție internațională. Deci înțeleg că este un singur aliat pe care l-ai, partener pe care l-ai în toate competițiile. Exact. Și care este? Depinde de competițiile la care participăm. Fiecare participă la nivele de
de pregătire separat, în funcție de evoluția pe care o are. Particip pe rând cu fiecare dintre ei. Înainte să vedem demonstrația, pentru că eu de-abia aștept, aș vrea totuși ca cei de acasă să afle câteva sfaturi de început, dacă au un animal micuț, un câine mic și ar dori să înceapă să-l dreseze. Cam de la ce vârstă ar fi bine și câteva lucruri elementare. În mod normal este bine de știut că sunt etape din viața animalului care trebuie respectate. Nu trebuie să uit că nu poți să-i ceri unui cățel de 4 luni să execute ceea ce execută unul de vârsta ajuns la vârsta de un an. Cum nici unui copil de clasa 1 nu poți să-i ceri ce-i ceri unui copil de clasa 12-a. Sigur. Mai mult decât atât, e foarte important ca persoana respectivă să fie consecventă în momentul în care îi cere animalului să execute anumite exerciții, să nu înceteze și să nu cedeze până acesta nu va executa ceea ce i-a cerut. E foarte important. Deci nu trebuie să ne lăsăm noi dresați de, de câine, pentru că se poate întâmpla, nu? Sunt mai șmecheri. Exact, întotdeauna sunt mai șmecheri. Câinele speculează întotdeauna micile noastre slăbiciuni. Și se folosesc, pentru că noi suntem foarte iubitori și poate uneori renunțăm mai repede. Cu câinii polițiști e un pic mai greu? Este un alt fel de dresaj. Da? Mă rog, vorbim de câini de însoțire, câini de urmărire, câini de detecție de stupefiante, de material exploziv, unde, într-adevăr, acolo trebuie să ai selecție. Adică, dintr-o sută de câini să-l găsești pe ăla care să aibă calitățile native, să poată face acele exerciții. Nu se poate educa. Trebuie doar să fie nativ simțul. Se poate educa. Prin educație se ajunge la un anumit nivel, dar niciodată cățelul respectiv, dacă genetic nu are ce-i trebuie, nu va fi un vârf în domeniul respectiv. Da. Poate să greșească un câine polițist? Absolut. Este un animal care are niște trăiri, are niște momente, exact ca un om. Astăzi sunt vesel, mâine sunt trist, astăzi sunt într-o bună dispoziție, poate mâine nu. Deci e important ca câinii polițist să aibă și un tonus ridicat, nu? Să fie și entertainment. Da, toți câinii, în general, trebuie să aibă un tonus ridicat. Or, toate acestea sunt date de mediul în care ei trăiesc. Da, una e să trăiască într-o familie iubitoare, una e să fie, mă rog, scos la plimbare, să îi se dea atenția cuvenită și alta este să fie izolat într-un padoc. De asta îmi place să cred că există o mare diferență de comportament între câinii ținuți în casă, crescuți lângă familie, și între câinii care sunt ținuți afară, ținuți în padoc. Vorbesc de comportament. Este important să avem un câine și să-l ținem în curte? E diferit față de dacă îl ținem, de exemplu, în apartament? Da, sunt două lucruri diferite. Câinele se modelează altfel. Un câine ținut în casă vis-a-vis de un câine ținut afară. Presupun că este mai bine să-l ținem în curte, nu? Depinde de la individ la individ, acum mă refer la om. Da, am înțeles. Oamenii sunt întotdeauna problema, dar eu zic că dimineața asta să vedem demonstrațiile pe care le ne-ați pregătit. Mai ales că văd că indivizii noștri dragi sunt nerăbdători să ne arate ce știu. Ok. Bibi, aici! Așteaptă. Urcat. Șez. Pe loc. Șez. Sluș. Urcat. Super. Hai. Hai. La picior. Șez. Urcat. Pe loc. Șez. Salut. Taci. Șez. Salut. Cealaltă. Salut. Culcat. Din păcate, spațiul este destul de mic și nu vă pot arăta foarte multe lucruri. Șez. Culcat. Șez. Important este de văzut bucuria cu care aceste animale lucrează, faptul că dau din coadă, că se uită tot timpul în ochiul stăpânului. Asta înseamnă, arată modalitatea în care ei au fost educați. Au fost învățați să execute de plăcere și nu de frică, ceea ce contează foarte mult. Și trebuie să spun că observ, pe lângă bucuria cu care execută toate comenzile, tonusul pe care îl au chiar la ora aceasta. Da. Sunt deosebit de energici. Da. Mulțumesc foarte mult. Cu mare plăcere. Alături de mine până... Așteaptă. Fritz și Bibi rămân acolo ca
încercat să ne spună, să ne invită să avem o dimineață frumoasă. Oamenii presupun că au acces la informațiile acestea despre dresaj și pe internet. Aș vrea să-mi spui unde, pe internet și pe Facebook. Da, ne puteți găsi pe site-ul nostru www.școala-de-dresaj.ro, da. Cât și pe Facebook la Școala de Dresaj Sibiu, unde găsiți foarte multe informații legate de participarea noastră la concursuri, de rezultatele noastre, de munca noastră, pentru că ceea ce recomandă pe un om în orice domeniu sunt rezultatele pe care omul le are în domeniul respectiv, înainte de ce spun alții despre el. Sigur că da. Vă susținem și suntem alături. Înțeleg că orice om de acasă poate să apeleze la voi ca să-și dreseze câinele. Orice persoană poate să apeleze la noi. Dacă, de exemplu, avem un bișon, de exemplu, da. Un bișon se poate dresa fără absolut. Problemă? Absolut. Oh, ce bine! Este vorba de persoana care este la capătul lăsei, întotdeauna. Întotdeauna. Cum da. Spuneam mai devreme, am urțat în dimineața această o lecție importantă. Întotdeauna problema este la om. Mulțumesc da. Foarte mult că ai venit în dimineața aceasta. Mulțumesc de invitație. Vă mulțumesc și vouă, dragilor noștri invitați, Baby și Fix.